Doamna Tofeanu, bună dimineața! Bună dimineața! Deși școlile sunt închise, dumneavoastră țineți orele de curs, după în mod normal, cu toți copiii, excepție făcând trei care sunt bolnavi la domiciliu. Cum ați reușit totuși să îi strângeți pe toți la școală să țineți orele ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat? Am anunțat că vom ține orele în mod normal, chiar cu două zile înainte de a începe. Noi am început școala online chiar de miercuri. După orarul nostru, avem programul Kinderpedia, platforma Kinderpedia, care este o platformă românească. O avem din octombrie pentru catalogul virtual, pentru prezență. Și acum cei de la Kinderpedia s-au pliat foarte repede. Au fost minunați, s-au făcut și varianta aceasta, au integrat Zoom-ul și este minunat. Totuși, cum reușiți să țineți sub control timpul alocat temelor în clasă? Cum îi supravegheați și cum îi notați? Îi notez pe platforma Kinderpedia, deci am în fiecare zi ce note dau. Nu-i țin sub control cu ceva anume, doar prin interesul pe care ei și îl manifestă. Văd că aveți o clepsidră electronică. Este un timer. Le dau să lucreze ceva și la un moment dat timpul expiră și ea anunță că expiră și atunci facem evaluare. În cât timp? Câte minute? Păi pot să setez eu, dar pentru astăzi este setat pentru 5 minute. Și cum a fost prima interacțiune în online, prima lecție? Prima lecție a fost după 10 minute de wow, wow, wow și să ne salutăm. După aceea lecțiile s-au desfășurat absolut normal. Vreau să spun că noi la clasa 3 am avut chiar o temă de predat, comunicarea prin e-mail, așa că a picat de minune. Ei uneori o să îmi trimit temele prin e-mail. Și dacă dumneavoastră o să aveți acest program normal de școală, bănuiesc că nu o să intrați în panică după cele 30 de zile. Deloc. Singurul lucru ce-mi lipsește este îmbrățișarea copiilor. Atât. Dar toată lumea este în siguranță. Da. Și să sperăm că un trai normal va fi reluat cât mai rapid. Da. Haideți să vorbim și cu ei. Puteți să le dați sonul. Da. Vă deblocați acum, vă rog. Bună dimineața, Miruna, ești bine? Da, am scăpat de sfârșit. Ai scăpat de branulă? Bravo! Deci 25 prezenți. Nu sunt trei care lipsesc. Și o să intre și cei doi, cred. Dar cred că sunt întârziați. Da? Da. Copii, ce oră o să aveți acum? Limba română. V-ați făcut lecțiile? Da. Ia ziceți-mi, doamna, hai să selectăm unul, doi cu care să vorbim. Da. Ce am făcut noi ieri? Verbul. Verbul.